Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat miercuri, după desemnarea Viorica Dăncilă în funcția de premier, că liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componența guvernului, iar în 29 ianuarie este posibil votul de investitură. Președintele a acceptat propunerea noastră și a desemnat-o pe doamna Viorica Dăncilă pentru funcția de premier. Președintele a ales stabilitatea în ciuda presiunilor partidelor din opoziție și altora de a refuza propunerea PSD și îi mulțumim pentru asta și apreciem în mod deosebit. Intrarea într-o criză politică ar fi fost un lucru grav pentru România și președintele a vrut să evite asta, a declarat Liviu Dragnea după desemnarea Vioricăi Dăncilă în funcția de premier. Liderul PSD a anunțat că în cursul zilei de luni, socialdemocrații se vor reuni în ședință pentru a stabili componența guvernului.